Și domnilor, avem un prim deces din cauza caniculei. Se întâmplă la Vaslui. Un bărbat a murit în timp ce lucra la acoperiș. Mergem la Andreea Borboros, cea care este corespondentul nostru și vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Andreea. Bun găsit tuturor! Tragedia s-a petrecut în urmă cu puțin timp. Bărbatul în vârstă de 60 de ani din Vaslui urcase pe acoperișul blocului de 8 etaje pentru a repara acoperișul încă de la primele ore ale dimineții. La ora 12 acesta a coborât pentru a mânca alături de familia sa și în ciuda faptului că membrii familiei l-au rugat să nu revină pe acoperiș pentru a-și finaliza lucrarea pentru că afară era extraordinar de cald, bărbatul în vârstă de 60 de ani a insistat, așa că a ieșit din nou pe acoperișul blocului de 8 etaje, spunându-le membrilor familiei că va veni destul de repede în casă. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, una dintre nepoate a ieșit în fața blocului pentru a vedea de ce bărbatul nu revine în apartament. Practic, acela a fost și momentul în care bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost zărit, căzut și, desigur, legat cu frânghia cu care se asigurase. Au fost chemați imediat medici de la Smurd, de la fața locului. Cu greu aceștia au reușit să-l aducă pe bărbatul de 60 de ani în podul casei, acolo unde au efectuat manevre de resuscitare, minute bune, însă din nefericire pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic. În plus, pe corpul acestuia medicii au descoperit mai multe arsuri solare, semn că acesta a stat un timp îndelungat în bătaia razelor solare. Trebuie spus faptul că meteorologii susțin că în următoarea perioadă mercurul în termometre va urca până la 40 de grade Celsius, așadar trebuie să fim extrem de precauți. Vă reamintesc faptul că și în partea de vest a țării, în Timiș, astăzi 8 persoane au avut nevoie de îngrijirea medicilor, iar la Drobeta, Turnu Severin, 4 persoane au avut de asemenea nevoie de intervenția cadrelor medicale. 2 dintre persoane au ajuns chiar și la spital. Mulțumesc pentru